Se visează un om de afaceri de succes care va ajuta Republica Moldova să prospere și să-i motiveze pe moldoveni să nu-și mai părăsească țara pentru că așa e la modă. Vorbim despre jurnalistul și vicepreședintele Fundației pentru Dezvoltarea Ecologică Ecodava, Vaceslav Tatar, care ne-a mărturisit că, având multiple oferte de a pleca peste hotare, a ales să rămână acasă și să lucreze cu dedicație în domeniile în care este implicat de ani buni. Ce-l mai ține pe tânărul jurnalist astăzi în Republica Moldova și de ce nu s-a grăbit niciodată să se mute cu traiul în altă parte, aflați din interviul ce urmează. Acasă, în primul rând, înseamnă pentru mine cel puțin dedicație și este cumva o datorie față de stat de a mă implica și de a schimba niște lucruri, pentru că, în general, foarte des pune întrebarea când cineva de fapt pleacă și credeți-mă că cel puțin din prietenii mei deja practic toți au plecat, că statul nu a făcut nimic pentru mine și eu sunt nevoit să plec și întrebarea, cel puțin pentru mine, vine invers, ce am făcut eu de fapt pentru stat ca întrucât să-l părăsesc. Și de fapt în fiecare zi trăiesc cu ideea că eu trebuie să mă dedic în ceva, trebuie să fac ceva ca ulterior statul ăsta cumva să mă motiveze să rămân aici. Dacă sincer, este foarte greu să răspund la întrebarea asta, pentru că am avut mai multe propuneri, în general să plec peste hotare și să studiez ceva. De fapt, eu și am fost ceva perioade din viața mea plecat, dar cumva, oricum, am fost motivat că ceea ce am recapătat eu peste hotare să vin să aplic acasă. Eu cred că da, deși, cum și mai zic, că am câteva domenii de activitate așa mai ascuns, care am planuri de viitor și, din păcate, nu se regăsesc aici, dar să știți că am să merg contradictoriu și o să rămân totuși aici și să realizez. În primul rând, mă gândesc la faptul că aici, acasă, trebuie să-mi fac așa o familie, cum așa, de fapt, cum și-au făcut părinții mei. Părinții mei, din fericire, n-au fost nevoiți să plece, deși au avut și dificultăți și cumva situația întotdeauna a fost pentru țara asta noastră așa mai complicată. Mă gândesc, în primul rând, la acea, hai să recunosc așa, la o fată care totuși este o moldoveancă și mă regăsesc totuși cu ea aici pe pământul nostru și mă gândesc la un job care nu este mai rău decât unul internațional, dar muncind totuși aici. Eu cred că asta este un moft, asta nu este, din păcate, un moment greu, cum îl recunosc unii, pentru că sunt stați, în general, care trăiesc mult mai prost și rămân acolo și încearcă cel puțin să supraviețuiască. La noi migrația deja este un moft și la noi, moldoveanul, cel puțin nu sunt eu criticul ăsta care să dau așa o notă, a luat cumva trendul ăsta de migrație din alte părți și cumva că dacă a văzut că vecinul a reușit, dar nu știu cum a reușit, că niciodată nu a încercat să afle, hai că o să reușesc și eu și nu trebuie să fiu mai prost decât vecinul, să zicem așa. Da, asta este un trend pentru mine. Se poate și aici și nu cred că câștigă cu mult mai mult peste hotare decât poți să câștigi aici cu posibilitățile astea. Tinerii, în primul și primul rând, încă de mici, părinții, de fapt, ar trebui să investească în tineri încrederea asta de a face lucruri fără remunerare. Pentru că spiritul ăsta, cumva, când o să ajungă la 20-21 și când o să termine, în general, liceul sau o să meargă pe treapta asta de facultate, ei o să fie motivați și o să vadă un rezultat din ceea ce ei au învățat. Eu cred că ar trebui, de la sine, începând chiar de când iese din casă și din și când, în general când ies în stradă, să vadă o problemă și să muncească în ea și astfel o să apare și motivația, pentru că dacă nu noi, atunci nimeni, și este chestia asta că dacă sunt mai mulți, este o forță și lucrurile se schimbă și nu cred că noi nu avem șansă, noi avem șansă să fim ca și ceilalți. Este adevărat, este întotdeauna când te naști undeva și în general crești în atmosfera asta, este atmosfera unde tu te-ai deprins și nu vrei să o părăsești niciodată. Și unde eu în general am plecat, din păcate n-am avut perioade într-atât de lungi, dar vreau tare mult acasă, pentru că
cât de multe probleme mergând pe drum te confrunți, acolo un cuvânt, acolo oricum rămâne pământul ăsta cel mai drag și este motivația asta mai mult să investești aici încredere decât în altă parte. În primul rând, mă ține deja experiența de lucru și colegii și oamenii dragi care eu mi-am făcut, să zicem așa, o echipă mică, familie. Mă ține încrederea că eu încă nu am reușit să fac ceea ce eu mi-am propus de mic copil, pentru că pe atunci poate îmi doream mai mult să fie pentru mine un moft. Acum înțeleg că moftul ăsta deja nu trebuie neapărat să mă gândesc doar la interes propriu, dar și pentru stat. Mă motivează, în primul rând, așa cum spuneam mai devreme, că timpul să mă gândesc deja și eu trece la o familie și cam nu mă regăsesc undeva să fie mai bine toate lucrurile astea. Eu cred că mă regăsesc tot aici în Republica Moldova. Mă regăsesc într-o afacere pentru că acum ca niciodată este nevoie de a investi. Noi știm că afacerile sau cel puțin business-ul care nu este de stat, poate să-ți întrețină un stat, cred că mă văd în segmentul dat.